Salut, dragii mei prieteni, dragii mei abonați și cei ce urmăresc frumusețea vârstei elegante. Cei care urmăresc au observat că întâlnirea la bucătărie e legată cu metode de detoxifiere, de menținere, de medicină naturistică, de măști și îmi face o mare plăcere și onoare să mă împart cu voi. Ce fac? Măcar o dată la 3 luni pentru aceasta. Acum e decembrie, e perioada postului și mi-am propus să-mi fac așa un amestec din in și din cuișoare. Acest amestec se ia 10 părți de in și o parte de cuișoare și se folosește dimineața pe stomacul gol cu apă călduță, 100-200 de mililitri. Acest amestec din yin, yinul care conține multe minerale, mangan, fibre, vitamine, dar cel mai important conține omega-3, uleiurile, care are un efect detoxifiant, emolient, purgativ și, în afară de aceasta, conține lignani, compuși vegetali, sau, pot să spunem, fitoestrogeni, care acționează ca estrogenii. Este foarte important în perioada și în vârsta elegantă. Cuișoarele, ce aromă! Mi s-a părut că am ajuns la Zanzibara, acolo unde se produc cuișoarele. Printre altele, cuișoarele în țările producătoare sunt introduse în farmacopee. Au o acțiune farmacoterapeutică. La noi se folosesc mai mult în conservare, la marinade. Dar cuișoarele, prin conținerea lor uleioasă de eugenol, au o acțiune antibacteriană, antifungică, conțin la fel fibre, vitamina K, sunt foarte, foarte benefice pentru organism. Împreună, ca și inul, cuișoarele au o acțiune antioxidantă. Le iau acum împreună pentru eliberarea stomacelului ca nutrienții ce îi primesc din alimentație, din și suplimentar, să se absoarbă 100%. În afară de aceasta, vă mai spun că inul îl adaug și în supe, și în pireu, și în terciuri dimineața și cel mai important ca să se folosească în stare măcinată pentru o absorpție mai ușoară, pentru absorpția substanțelor nutritive din acest amestec să fie mai bună. Începeți cu mine un așa amestec și vă motivez să vă înscrieți la canal, să-mi spuneți în comentarii ce vă place, ce nu vă place, să dați like sau un like și vă aștept la noi publicații, vă aștept la noi filmulețe. Îmi pare bine că cu voi împreună compunem o comunitate, facem o comunitate care aducem beneficii la oameni, aducem informație utilă oamenilor. Și asta mai mult ne face să fim împliniți, sănătoși și desăvârșiți. Eu vă iubesc, vă cuprind și vă îmbrățișez. Vă aștept și la alte întâlniri. La revedere!